Salutare, salutare! În episodul de astăzi vreau să discutăm despre cum poți tu să-ți creezi un brand puternic și memorabil în fața clienților tăi în doar 5 pași simpli. Hai să spun un punct înainte să începem. Brandul este ceva mai mult decât un logo și culorile. Practic, la un moment dat, în dezvoltarea business-ului tău, dacă business-ul tău o să crească și dacă te implici o să crească cu siguranță, o parte din clienți o să cumpere doar pentru că ești brandul respectiv. Gândește la tine. Ce telefon porți? Ce haine porți? Ce mașină conduci? Ce parfumuri ai? Folosești produsele, serviciile anumitor branduri pentru că îți plac, pentru că ți-au atras atenția, pentru că sunt memorabile și sunt mai multe aspecte de care ar trebui să ții cont sau ar trebui să ții cont atunci când faci o achiziție sau când vrei să-ți dezvolți propriul brand pentru propria companie. Brandul este esența afacerii tale și trebuie să investești pentru construirea unei imagini puternice și memorabile în mintea clienților tăi. Primul pas este acela de a-ți defini misiunea și valorile. Acestea sunt principii care îți vor ghida toate deciziile și acțiunile tale de dezvoltare și de comunicare în compania ta. De exemplu, pentru o afacere, pentru un magazin online care vinde modă, haine, fashion, industria asta de fashion, misiunea ar putea fi acela de a oferi haine de calitate și la modă printr-o experiență de cumpărare simplă, plăcută și personalizată. Valoarea acestei companii ar putea fi inovație, responsabilitate socială și respect față de clienți. Sunt o valoare de neclintit. Cum ți se pare? Dacă rezonezi, lasă-mi un comentariu. Următorul pas este acela de a identifica publicul țintă pentru brandul tău. Practic discutăm despre acel grup de persoane care sunt cel mai interesați de produsele și serviciile pe care tu le ai. Aici este important să identifici nevoile, dorințele și așteptările acestora și neapărat trebuie să te adaptezi în consecință. Practic trebuie să adaptezi ceea ce faci tu, modul tău de gândire la ce își dorește piața, dacă vrei să crești, bineînțeles. De exemplu, în cazul unei afaceri care livrează mâncare la domiciliu, ar putea identifica un public țintă de persoane care își doresc să mănânce sănătos, dar nu au timp să gătească. Și aici poți să găsești foarte rapid profesori sau părinți care sunt foarte ocupați cu munca, cu acțiunile zilnice și nu au timp să gătească și tu poți să-i ajuți cu mâncarea sănătoasă și gustoasă, bineînțeles. Și în continuare trebuie să-ți creezi o imagine vizuală puternică. Da, aici discutăm despre logo, despre culorile pe care tu le alegi, despre designul pe care tu le alegi să comunici în general. Da, poate să fie designul de la site, poate să fie și designul de la cărțile de vizită, de la newsletter, de la postările tale, de la story-urile pe care tu le ai și de la tot în general. Prezentări, dacă urmează să ai prezentări și webinarii și cursuri sau așa mai departe, practic trebuie să ai cumva o imagine unitară, dar brandul este mai mult decât partea asta de imagine și partea asta grafică. De exemplu, trebuie să te asiguri că aceste imagini pe care tu le folosești, logo-ul tău, merg mână în mână cu valorile tale și cu targetează publicul țintă. De exemplu, pentru un magazin online care vinde produse pentru copii, poți să folosești un logo mai jucăuș, ideea este să fie ceva autentic și culori care să fie vii, să transmită entuziasm. Un alt pas important pe care tu trebuie să-l faci este acela de a comunica consistent și constant. Primesc o mulțime de întrebări la webinarii sau la întâlniri, cum să ne adaptăm comunicarea în funcție de rețele sociale. Pe TikTok să fim mai jucăuși, să ne prostim. Păi, brandul tău este același peste tot. Trebuie să fii la fel de serios sau jucăuși pe toate canalele. Tu ți-ai ales un ton, o modalitate de a comunica, de a fi văzut, de a fi perceput în piață și trebuie să fii peste tot. La fel, dacă ești pe TikTok, nu trebuie să te prostești mai mult decât pe LinkedIn. Știi, pe LinkedIn suntem așa foarte serioși, foarte sobri, la costum, cravată, dar pe TikTok ne prostim. Băi, nu, brandul tău este același. Oamenii care vin te pot urmări, te pot căuta, te pot scana peste tot. Și ei să ne gândim și la cei pe care tu vrei să-i aduci în echipa ta. Da, viitorii tăi, oameni din echipă, angajații tăi sau cum vrei să-i numești. Și acum mai mult decât oricând trebuie să mergem cât se poate de mult cu acest proces de educare înainte de vânzare. Fie că vinzi fashion, fie că vinzi alimente pentru copii sau hană sănătoasă sau jucării, trebuie să comunici, să educi publicul cu ceea ce vinzi tu și tu să vii cu o soluție la provocările pe care le are piața. Și noi care vindem tehnologie și vindem soft, noi la Gomag vindem platforma Gomag, ajutăm clienții să vândă online și avem o mulțime de materiale care să educăm publicul. Și despre brand și despre misiune și valori și o mulțime de lucruri. Chiar am scris, le-am pus în master plan. Plannerul este aici, este o altă carte, un alt material pe care ți-l recomand și practic avem o suită care te pot ajuta extrem de mult în dezvoltarea unei afaceri puternice pentru tine și pentru echipa ta. La pasul cu numărul 5 este recomandat să monitorizezi și să ajustezi din mers. Cum am spus, putem optimiza lucrurile din mers, să nu pierdem foarte mult timp să fie totul perfect atunci când lansăm sau când facem niște lucruri. Monitorizarea asta este un subiect pe care îl putem dezvolta într-un alt episod. Dacă te interesează, lasă-mi un comentariu cu vreau mai multe informații despre monitorizarea unui brand sau a competitorilor și așa mai departe. Practic să te asiguri că iei feedback din piață. Ești cumva atent la vocea clienților, asculți așa cum spun, unde spun, da, poți să-i asculți la telefon, poți să le citești e-mail-urile, feedback-ul care vine, să discuți pe chat sau să ai monitorizări de brand sau să vezi ce se mai întâmplă în social media sau pe hashtag-uri și neapărat să ții cont de aceste lucruri și acolo unde face sens să încerci să îmbunătățești sau să intervii cât se poate de rapid. Practic, tu trebuie să te adaptezi la nevoile pieței și să mulțumești un procent cât mai mare de oameni. Pe toți ar fi imposibil și știi ce se spune, dacă vrei să mulțumești pe toată lumea, o să ajungi să nebunești și tu nu reușești. Este important să urmărești tendințele din piață, din industrie și să te asiguri că ești actualizat, că ești up-to-date, indiferent de produsele sau serviciile pe care tu le vinzi. Practic a fost un episod foarte simplu cu 5 pași pe care tu poți să urmezi pentru a-ți dezvolta un brand puternic și concluzia ar fi că trebuie să investești în construirea unui brand puternic, memorabil, o imagine super clară, în viziunea în fața clienților tăi, să monitorizezi, să te adaptezi la piață, să te adaptezi la clienți, să-i asculți și să comunici constant în același mod pe toate canalele. Dacă ai alte întrebări sau recomandări pe acest subiect, poți să-mi lași un comentariu. Ideea este să aducem cât mai multă valoare acestei comunități și să facem lucrurile cât se poate de bine și da, să învățăm unii de la alții. Și dacă ai întrebări pe acest subiect sau pe altele, poți să-mi lași un comentariu și promit să răspund dacă mă pricep. Avem și foarte mulți parteneri care se pricep mult mai bine în strategia asta de branding, dar am spus să vin cu lucruri simple, 5, pe care tu le poți implementa imediat în business-ul tău și da, ai văzut că avem o suită de materiale care te pot ajuta și o să găsești sub acest material un link spre Academia Gomag, de unde poți să comanzi produsele și unde le poți descoperi, bineînțeles. Așa că dacă ți-a fost util acest material, poți să ne dai un like și să te abonezi la canalul nostru pentru că urmează o mulțime de alte materiale extrem de utile pentru tine și mai ales pentru afacerea ta. Și da, poți să-l distribui acest material prietenilor sau colegilor tăi, pentru că sunt absolut sigur că cineva o să-ți mulțumească pentru astfel de informație primită gratuit. Și știi cum se spune, este ok să mai facem și lucruri bune. Și da, informațiile te ajută, dar acțiunea face diferența, așa că poți să începi imediat să revizuiești strategia ta de brand, să îmbunătățești din mers acolo unde lucrurile necesită și până data viitoare urmărește și alte materiale pe care noi le-am făcut împreună cu colegii și cu echipa și cu partenerii noștri și spor la acțiune și multă sănătate!